Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este profesorul Teodor Cârnaț, doctor habilitat în drept. Domnule profesor, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Eu știu că dumneavoastră ați alergat la emisiune, că noi nu ne-am înțeles în prima parte a zilei la ce oră începem. Dar nu vă faceți să cu bicicleta, a venit foarte repejor, n-am parcat-o. De asta vă spun că poate n-ați reușit <laughs> să știți ultima știre în contextul crizei energetice în care se află Moldova și pentru că cumpărăm lumină deja din vest, distribuitorii de lumină din Chișinău, din toată țara, au solicitat ANR-ului majorarea curentului electric și mâine ANR-ul urmează să decide cu cât. Așa, domn profesor, mergem pe justiție un piculeț, sau un piculeț chiar de tot. Noi azi am avut așa un comunicat de presă venit de la Procuratura Generală. Vizita de serviciu a Procurorului General Interimar la judecătoria Chișinău, sediul buiucani procurorul domnul Ion Munteanu a efectuat o vizită de serviciu la judecătoria Cutare. A fost convocată o ședință cu judecătorii din cadrul instituției, în cadrul căreia s-au discutat subiecte importante pentru realizarea cât mai eficientă a actului de justiție. S-a abordat inclusiv problema tergiversării cauzelor penale. În context, procuratura va veni cu un set de propuneri către Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției. Domnul profesor, acum haideți să ne imaginăm că suntem în anul 2018, guvernarea lui Vladimir Plahotniuc, procurorul de atunci, dacă nu greșesc, domnul Eduard Harujan. Și vine așa un comunicat. Eduard Harujan s-a întâlnit cu judecătorii și a vorbit inclusiv despre problema tergiversării cauzelor penale. Eu exagerez sau atunci inclusiv societatea civilă și toată lumea bună ar fi răbufnit? Cred că ce s-a întâmplat astăzi este dincolo de imaginar fiind că procurorul general prin vizita la judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucani este o intimidare a judecătorilor care se află acolo și o sperietoare. Deoarece dacă s-ar fi întâmplat aceasta când era Eduard Harunj, în procurorul general, atunci sunt, sunt sigur că actuala guvernare ar fi scris la Bruxelles, ar fi scris la uh, Washington, ar fi scris de acum la Bonn, cu uitați în Republica Moldova, Procurorul General Harungen a fost și le-a arătat din deget judecătorilor că dacă vă nu veți face așa cum eu doresc, s-ar putea să aveți dosare penale. Cam așa este mesajul pe care noi putem să-l interpretăm în aspect comparativ. Sunt două lucruri, știți, inimaginare. Deoarece, în perioada când eu eram membru al Consiliului Superior al Magistraturii, credeți-mă, Eduard Harunjin a fost unul din cei mai înrăiți procurori general împotriva sistemului judecătoresc și pe bune de dreptate, fiindcă s-a aflat în acea perioadă despre landromat. Mai ales că eu, ca și membru a CSM, când am aflat această informație în 2014-2015, am spus cum se putea 24 de miliarde să fie trecute prin masa sau prin fața judecătorilor din Republica Moldova, și ca rezultat totul este bine mersi. Și când l-am văzut pe Eduard Harunjen cu cei 16 demersuri la CSM, prin care s-a solicitat ridicarea imunității la 16 judecători, atunci i-am luat fiecare demers, l-am analizat și am văzut că există probe profunde, competente, pentru care eu trebuie să ridic mâna referitor la ridicarea imunității. Ce a făcut astăzi Procurorul General Interimar? A făcut-o din capul lui. Știți din ce cauză? Fiindcă el nu prețuiește cu această funcție. Nu prețuiește fiindcă a fost numit pe criterii politice. Fiindcă din 2019 încoace, noi în cadrul sistemului Procuraturii avem un haos. Fiindcă nu avem un procuror general ales de către organele constituționale pe un mandat de șapte ani de zile, așa scrie în Constituție, trecând toată procedura de eligibilitate. Nu-l avem. Și din 2019 încoace avem interimatul Procuraturii Generale. Ne aducem la aminte 2019, data de 31 iulie, dacă nu mă 30-31 iulie, când pe data de 17 iulie, Parlamentul a modificat în grabă legea cu privire la Procuratură, în grabă a introdus în această lege fel de fel de țechi, bușuri, pe intermediul căreia îi permitea de acum Parlamentului să înainteze candidatură la funcția de procuror general dacă Consiliul Superior al Procurorilor nu se întrunește și nu înaintează un candidat la funcție de procuror general interimar. Uitați-vă, am luat Constituția și eu ca profesor de drept constituțional Mă întreabă studențe, domnul profesor, care a fost temeiul juridic a Parlamentului să sfideze legea cu privire la procuratură, unde în legea cu privire la procuratură se scria negru pe până atunci, în 2016, că înaintează candidatura la funcție de procuror general Consiliul Superior al Procurorilor, o desemnează în funcție prin decret președintele Republicii Moldova. Însă, unul din vicii procurorii generali pe perioada când acesta este suspendat sau pe perioada când acesta este în in posibilitate să-și să exerște funcția, pri atribuțiile de, func... Atribuție de procuror general interimar. Era scris negru pe alb în această lege. Mai mult ca atât, această lege cu la procuratură a fost expertizată de către Comisia de la Veneția. Și s-a ajuns la concluzia atunci că a fost una din cele mai bune legi. Și, domnul Gunța, în baza legii cu privire la Procuratură din 2016, noi am ales, adică Republica Moldova, prin organele sale constituționale, adică prin Consiliul Superior al Procurorilor, în baza unui concurs deschis, transparent, am ales Procurorul General, constituțional, legal și legitim pe Eduard Harunj, primul procuror care până în prezent a avut acest mandat constituțional de a fi Procuror General. Mai mult ca atât, această lege, domnul Gonț, a fost uh, elaborată de către societatea civilă, cu privire la procuratură. Știți de, ce, de către cine? Cine a fost președintele uh, grupului de lucru care a elaborat legea cu privire la procuratură? Vladislav Gribincea. Mm. Deoarece din acea grup de lucru, din 12 membri, numai 4, dacă nu mă așa, erau procurori, dar restul erau din a partea altor autorități publice, iar președinția era din partea societății civile. Vladislav Gribincea inițial a elaborat acest proiect de lege în 2016, s-a adoptat două legi cu privire la procuratura generală, cu privire la procuraturile specializate, dar cel mai principal scop care l-a această lege este să fie depolitizată instituția procuraturii. Fiindcă din 2000, mai degrabă din 1991, de când suntem noi independenți, mai toate puterile care s-au perindat în Republica Moldova doreau cu orice preț ca procurorul general să fie din partea puterii, să-l poată influența, ca prin intermediul procurorului general să, se lupte cu oponenții politici, prin intermediul procurorului general să-și facă mendrile atunci când se află la putere. Să vreți să că domnul Harujan a fost unicul un procuror general independent? N-avea nicio treabă cu PD-ul și cu Vladimir Bă... Apropo, el a fost în perioada când la putere era Partidul Democrat la putere. În perioada când, așa se spune, că a avut loc o statu capturat. Uh -huh. Dar procedurile prin care s-a -a trecut Harunjen, uh -huh. la numirea în funcție de procuror general, a fost trecute prin prisma Consiliului Superior al Procurorilor, organ care era ales Până când, Plahatniuc de acum, se preia controlul Republicii Moldova. Ceea ce înseamnă că în componența Consiliului Superior al Procurorilor erau reprezentanți ai procuraturii care, a Procuraturilor Specializate, care au fost aleși legal, legitim în acest organ. Deci, punctul meu de vedere, că Eduard Harunjen a acționat independent din punct de vedere a atribuțiunii pe care le-a avut ca și Procuror General și explic din ce cauză. Dați mai ceva mai târziu. Mă reîntorc la ideea de Munteanu. Mă reîntorc la această idee Procurorul General Interimar Munteanu. Ui, sună interesant. Dar ce concurs a trecut el? Cine l-a selectat? În fața de care a fost contracandidație la funcția de Procuror General Interimar? A doilea moment. Unii în Constituție se menționează Procuror General Interimar. Deschidem Constituția Scrie în negru Procurorul general este selectat de către CSP, numit în funcție de către președintele Republicii Moldova. Numai mai Republica Moldova noi trecem funcțiile de bază dintr-un stat în interimat. Numai Republica Moldova, fiindcă după ce cunoaștem mai această epopeie legată de presiunea politică enormă asupra lui Eduard Harunjan ca să plece din funcție, Cunoaștem noi cu toții acele ping-ponguri de la televiziuni din partea unor organizații neguvernamentale că el se plece din funcție. Cunoaștem cu toții renumita hotărâre de 9 iulie 2019, prin care Parlamentul Dita Mai, sub cu Procurorul General Harujin, a adoptat o hotărâre prin care i-a propus pe atunci a președintului Dodon să îl elibereze prin decret, din funcția de procuror general, uitați-vă că în 2016 el nu a trăit anumite condiții. Domnilor, asta din domeniul fantastice. De aceea sunt de părere, domnul Gonța că uh, Eduard Harușen trebuia să-și ducă mandatul până la capăt. Chiar dacă puterii, puterii actuale. Nu-i plăcea lucrul acesta, fiindcă scopul legii era de a depolitiza Procuratura Generală, Procuratura în general, și acest garant al depolitizării era uh, luat sau era uh, cimentat în intermediul selectării la funcție de Procuror General al candidatului care trecea concursul și era numit de către Consiliul Superior al Procurorilor. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că dacă ar fi fost dus mandatul până la capăt, el ar fi avut acest mandat până în 2023. Dar am contribuit la liberarea din funcție și eu, domnul Gonț. Rămânem la procuror. Azi a venit o știre care cel puțin pe mine m-a uimit. Așadar, la acest Consiliu Superior al Procurorilor, care un an în urmă, a doua oară l-a făcut pe domnul Dumitru Robu, procuror general interimar, azi a refuzat să-l numească în funcția de adjunct interimar la procuratura pentru Veronica Dragalin. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. la pe Cox. Uh, crime organizate și cauze speciale. Iar anterior, vă amintiți dumneavoastră, tot CSP-ul, Consiliul Superior al Procurorilor, a refuzat ca domnul Dumitru Robu, fost procuror general interimar de două ori, să fie numit adjunct al noului procuror general interimar, domnul Ion Munteanu timpul mandatelor, sau mandatelor domnului Robu au fost luați pe sus exact cine trebuia conform voinței poate nedeclarate, dar se vede clar a pasului, a guvernării. Domnul Tfidenco ne-a vorbit data trecută la emisiune despre asta. Ministrul al Justiției declara public într-o postare pe Facebook că îi mulțumește domnului Robu și speră ca, aceasta, ca acesta să se regăsească într-o funcție importantă în cadrul organelor procuraturii. Domnul Litvinenko este membru al CSP-ului. Noi știm ce influență, noi am văzut live-uri. Cum își impune punctul de vedere domnul Litvinenko la CSP? Și hop, Dumitru Robu pică de două ori. Dumneavoastră, vă puteți explica asta într-un fel sau altul? Da, din punct de vedere politic, Robu de acum este cadavru. Din punct de vedere profesional, la fel. Deoarece politică adică pasul prin intermediul ministrului Justiției, pe intermediul de acum prim -ministrului, Sandu, a prim-ministrului, președintului Sandu, l-au folosit. Au intentat, dos au intentat dosare penale, le-au instrumentat în așa fel ca să intimideze unii concurenți politici, unele persoane care ar fi dorit ca Republica Moldova să triunfie statul de drept și democratic, au pornit dosare penale pentru îmbugățări ilicite, anume la concret persoane care le erau incomode și care rezultat Dumitru Robo este acolo unde este. Eu nu m-aș mira că și Munteanu să aibă aceeași soartă. Fiindcă și unii și alții au fost numiți pe criterii politice. Fiindcă spuneam din 2019 încoace, uitați să vă domnul Gonța, nici un procuror general, nici și cel interimar, nici Stoianoglu, nu a fost ales constituțional. Nu au legitimitate de a fi procuror generali. Și dacă pornim de la această idee, atunci niciunul nici, nici altul nu este abilitat cu dreptul din numele poporului ca să reprezinte acuzarea de stat și atunci să-i apere drepturi și interesele persoanelor cărora uh, li se încalcă aceste drepturi. Referitor la adjuncți. Această bălbăială cu adjuncții nu-i de astăzi. Atunci când Stoianoglu a plecat, pe doi adjuncți i-au forțat să plece. I-au intentat dosare penale. Mai pe scurt, numai să nu fie în funcție, fiindcă ei considerau că adjuncții trebuie să fie, să plece împreună cu procurorul general. Referitor la robul. Robul a plecat, logic trebuie să plece și cei doi ajutorul lui Robă. Vedem că Munteanu bai păstrează în funcție, ba nu-i păstrează în funcție. Parlamentul a modificat legea și a spus că ei sunt în funcție până când sunt numiți noi vice a procurorului general. Dar acest lucru referitor la modificarea de lege, la completarea cu fel de fel de articole, între în contradicție cu Constituția și cu statul de drept. Fiindcă guvernarea atunci când nu-i place, modifică legea. O modifică legea așa cum ei îi place. Dar legea trebuie să fie permanentă, trebuie să fie previzibilă, trebuie să fie de acum stabilă. În caz contrar, noi avem ceea ce avem în Republica Moldova cu această dualitate a puterii în cadrul procuraturii, cu unii uzurpează această putere în cadrul procuraturii, fiindcă trebuie să pleci odată cu, cu robul, alții mai sunt în funcție, dar aceasta este altă mâncare de pește. Din punctul meu de vedere, procuratura ca instituție s-a discreditat. Din 2019 s-a discreditat și a contribuit la această discreditare puterea în frunte cu Maia Sandu. Fiindcă atunci când inițial din uh, cauză, vom, mă reîntorc la întrebarea care am spus că și eu personal am contribuit la distruirea din funcția lui, uh, a lui Harunjen. Fiindcă puterea actuală atunci era în alianță cu socialiștii, spuneau că Harunjen a adoptat o declarație pe baza acestei declarații au pus semnătura 612 procurori din 637 în susținerea lui Plahatniuc. Eu cred că sub influența atunci a politicului, că în speranța să scăpăm de Plahatniuc, eu nu am găsit această declarație atunci. Și m-am bazat pe politicieni și eram ca un fel de tribun că uitați-vă că procurorii de Republica Moldova au semnat în susținerea lui Plahatniuc. Mi culpa, domnul Gonța. Eu îmi cer scuză de la procurori, fiindcă după ce am făcut cunoștință cu această declarație, el n are nicio legătură cu Plahatniuc. Fiindcă ea a fost transmisă Asociației Internaționale a Procurorilor, Comisiei de la Veneția, la fel Consiliul Consultativ a Procurorilor Europeni, pe data de 20 iunie. Statul nu mai era capturat. Plahătnic de acum a fugis? Nu tocmai. Și atunci, vedeți ce zile de laș actuala guvernare. A dus în eroare întreaga societate referitor la Asociația Procurorilor din Republica Moldova. Fiindcă au semnat toți procurorii. Dar în această declarație, ei ridică două probleme de bază. Problema de bază, că noua putere vrea din nou să politizeze procuratura. Din nou să politizeze procuratura și acest lucru o face prin mărirea numărului de membri la Consiliul Superior al Procurorilor din partea societății civile. Uite, aceea e popii că procurorii în cadrul CSP-ului e o parte importantă, actuala putere a interpretat că aceasta nu înseamnă că trebuie să majoritatea. Și ca rezultat, a completat legea și a mărit numărul CSP-ului la 15. Procurorii au rămas în minoritate. Toți, tot în această declarație se arată că modificările la legea procuraturii, prin care Parlamentul își înaintează candidatura la funcția de procuror general interimar, atunci când Consiliul Superior al Procurorilor nu îl înaintează prima, două oară, i spus domnul. Această lege care s-a votat în, în grabă este una care intimidează și care sfidează procuratura. Și ce au făcut? Acest proiect l-au trimis al acestor organizații internaționale și au atras atenția acestor organizații internaționale că procuratura este un organ autonom, independent și nu se implică în politică. Negru pe alb scrie aici. Pe când actuala guvernare actualii deputați, fruturi cu această declarație, domnilor, că această declarație Nu susține o plahătniuc. Cum poți, domnul, să spui că această declarație îi o dacă ea a fost transmisă pe 20 iunie? Mi culpa. Și eu am făcut lucrul acesta. Mai mult ca atât. Dar și noi și... jurnaliștii, nici n-am citit-o și am spus și noi. Oh. Da. Oh. Asta am spus și eu. De ce Această declarație e bine să o citească cu toții și să vadă că problemele care le-au ridicat ulterior s-au întâmplat în Republica Moldova. Și acești trei ani de zile care le-am avut în cadrul procuraturii este rezultatul unor legi care s-au modificat, prin termenul s-a modificat legea cu la procuratură, în grabă. Zeci de ori s-a modificat această lege. Ba uh, legat de CSP, se mărește numărul, ba se micșorează acest număr, ba legat de Procurorul General Interimar, ba de uh, condiții de evaluare a Procurorului General Interimar. Toate aceste modificări, uh, până la urmă, au fost declarate nu e constituționale decât de Curtea Constituțională. De ce atunci când eu strigam în gura mare în 2019? Opriți-vă ca să organizați concursul referitor la numirea în funcție a lui Stoia Nogu de procuror general, fiindcă este neconstituțional. De atunci, noi până în prezent, noi nu avem niciun procuror general ales în conformitate cu Constituția. Și de ce nu sunt grudate, a spus-o doamna Sandu. Doamna Sandu, în 2019, când era prim-ministru, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat acea hotărâre prin care i-a propus lui Dodon ca să libereze din funcție pe Harunja. Parlamentul a adoptat o hotărâre. În prezent, doamna Sandu, ce vă încurcă ca să aduceți procuratura în albea normalității? Să emiteți un decret de liberare din funcția lui Stoia Noglo, că el a fost numit neconstituțional. E, Lucru acesta trebuie să o facă din start. și doamna Sandu deschidea portița constituționalității legat de alegerea procurorului general. Domnul Iorghe, dar știți ce cauză nu au făcut lucrul acesta? Puterii convinabile interimatul. Și uitați-vă, l-au folosit pe robă. Gata. E carte jucată. S-o folosească pe Munteanu. E carte jucată. Și noi avem interimat la Centrul Național Anticorupție la Vice uh -huh. Și acum a îi dă ele un interviu și îi spune Domnul Rusu, dar de ce nu vă selectați uh, candidații? Și că -i trebuie să-i testăm noi la bun început la interimat să vedem uh, ce prezintă. Și după ce o să mai vedem? Și când dumneavoastră să organizați acest concurs? Ei poate peste, peste, două, trei luni de zile. Domnul Gonța, uitați-vă. Haideți să admitem lucrul acesta că este loc vacant de președinte a Republicii Moldova. Facem interimatul un an, doi. Loc vacant de prim-ministru al guvernului. Facem interimat 2-3 ani de zile. Loc vacant de deputat. Sau de... Facem interimatul 2-3 ani de zile. Știți ce înseamnă aceasta? Că actuala putere uzurpează, sau mai degrabă încalcă principiul separației puterilor în stat, fiindcă își bate joc de puterea a treia, de puterea judecătorească. Și vă explic prin ce să bate joc. Din cauza actualei puteri nu funcționează Consiliul al Magistraturii, îi e mort. Din cauza actualei puteri nu se numesc în funcție noi judecători, Vă aduceți vă aminte, am spus trecut 40 de judecători trimis acasă, nu numiți în funcție, dar salarii primesc mai departe. Mai departe, din cauza acestei puteri, nu funcționează procuratura, fiindcă procurorii din cadrul procuraturii îi se la procurorul general. Dacă procurorul general este independent, a politic, atunci și politica Procuraturii va fi făcută în conformitate cu Constituția. Și anume, de a contribui la înfăptuirea justiției, de a contribui la apărarea drepturilor, libertăților și interesurilor legitime a cetățeanului, societății și a statului. Prin ce? Prin proceduri penale. De aceea, noi, în prezent, nu suntem martori la dosare care sunt examinate în instanța de judecată cu sentințe definitive și revocabile. Dar știți din ce cauză că nu suntem prezenți? Fiindcă procurorii mimează urmărirea penală. Pe multe dosare de rezonanță, ei intenționat a încalcă procedurile ca ulterior judecătorii să fie puși în situația de a pronunța sentințe de achitare. Asta e cel mai grav ce se petrece prezent în societate. Dar știți nici cauză fac lucrul acesta? Fiindcă nu au procurorul general, legitim, constituțional, și legal ales în funcția respectivă. Văd că puterea își bate joc de sistemul procurator de Republica Moldova. Mai ales cu faptul că ei au spus că prin această declarație procurorii l-au susținut pe Pălhatniuc. Uitați-vă, prin această declarație procurorii au anticipat evenimentele ce se petrec în prezent Republica Moldova în raport cu procuratura. Domnul profesor, tare bine vorbiți dumneavoastră. Dar regizorul meu e vorbitor de limba rusă. El nu știu dacă înțelege, dar el vrea tare publicitate. Luăm câteva clipi, vă rog, după lege. revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn profesor, eu mai am o întrebare despre procurori. Sau două, una. Tot de la Consiliul Superior al Procurorilor a venit o știre care sună cam așa, că a aprobat desemnarea a două candidaturi pentru funcții de șef adjunct interimari la procuratura anticorupție. Este vorba despre procurorii anticorupție Mihail Ivanov și Vasile Plevan. Eu am văzut știrea, n-am fost atent, am zis că plus minus o știre. Dar, la un moment dat, domnul Ștefan Gligor, președinte al Partidului Schimbării, un om care nu poți să-l acuzi de fapt că ar fi frate de sânge cu Igor Dodon sau Vladimir Plahotniuc. sau... Om cu verticalitate. Așa. Și el scrie următoarele vai și amar de capul aceste acestei țări, după ce dă știrea asta. Țara finilor și nănașilor. Aici ar trebui să se termine orice așteptări de la pas și reforma justiției. În locul doamnei Veronica Dragalin, mi-aș da demisia, spune domnul Gligor. De ce a reacționat astfel domnul Gligor? Sau dumneavoastră nu-i cunoaște pe, doi, pe acești doi procurori? Și... Uitați-vă că acești doi candidați care au acceptat vice lui Drăgălin puteau să fie numiți vice permanenți. Deci au acceptat să fie numiți interimari vice lui Drăgălin? Uitați-vă că prin astfel de acțiuni pe care le facem prezent Drăgălin, implementează în viață ideea pe care a promovat-o rusul la cenea. De la bun început, vedem dacă e omul nostru Vedem dacă va executa în tocmai comenzile noastre, dacă este omul partidului și al lui Sandu și după aceea să vedem, propunem CSP-ul ca să fie organizat concursul sau mai degrabă să fie numiți permanenți. Cam domnul Gligor, dacă are mai multe informații referitor la acțiunile lor ca și procurori, eu la moment nu pot să vă spun. Însă, doamna Drăgălin, am mai făcut o briefing de presă și prin care a spus că procuratura anticorupție nu are capacitatea umană, cât și de expertiză, pentru a examina dosarele de rezonanță legate de frauda bancară, etc., etc. Și doamna Drăgălină a spus că e bine, poate să contractăm crolo <laughs> ca să ne facă o expertiză la aceste dosare. Vă imaginați sau nu? la ce, la ce utopii noi am ajuns? Dacă tu plătești procurorii din bugetul de stat ca să examineze dosare anticorupție și tu spui că acești procurori nu pot examina fiindcă n-au capacitatea respectivă și hai să contractăm crolo. Domnilor, crolo mai contractat odată plahătniuc. Crolul 1, crolo 2. Noi am cheltuit aproape vreo 700.000 de mii de euro dacă luăm și procente care trebuie să crească, vreo milion de euro cu crolor, Până la urmă, ce au spus procurorii? Rapoartele pe care le-au prezentat crolul 1 și 2 nu pot fi folosite ca și probă în dosare penale, fiindcă nu au fost acumulate în conformitate cu codul de procedură penală. Punctul. Zero. Doamna Drăcălin, noastră, știți în ce republică lucrați ca și procuror anticorupție? Știți că este codul de procedură penală și toate aceste probe trebuie să fie acumulate de organele constituționale care au menirea de a face urmărirea penală. Crolul nu are nicio legătură cu treaba dată. Și de aceea, referitor la acești doi vice care au numit intere mari, eu n-aș fi, fi, acceptat nici ruptul capului. De și mă reîntorc la ideea procuraturii. Fiindcă eu spuneam despre această declarație că este o știre, este pentru mine ceva bombă, pentru că eu am spus că eu personal am pedalat această idee, repetul la declarație. Însă, eu nu m-am oprit aici. Eu am făcut rost și de răspunsul greco, care a fost dată la această declarație. Și răspunsul greco în raportul său către Republica Moldova spune că noi am atras atenția Autoritățile de Republica Moldova, referitor la numărul de membre care se măresc la CSP și ca rezultat, se va politiza această instituție. Și, la fel, a atras atenția autorităților din Republica Moldova referitor la procedurile netransparente care au fost utilizate pentru modificarea legii cu privire la procuratore. Adică le-au dat, le dat dreptate procurorilor. Le-a dat dreptate procurorilor. Însă, atât de lași sunt actuala guvernare prin astfel de mecanisme că îi spune felul următor că noi așa am înțeles declarația dată. Domnilor, voi sunteți reprezentanții poporului. Voi citiți documente și în baza documentelor formați opinia publică. De aceea, acest răspuns al Greco este actual și astăzi. Și din Consiliul Superior al Procurorului trebuie să fie exclus de acolo. Ministrul Justiției nu are ce căuta acolo. Trebuie să fie scuți de acolo. Președintele Consiliului Supra Magistraturii nu are ce căuta acolo. Trebuie să fi exclus de acolo avocatul poporului. Ce caut avocatul poporului în cadrul, în, componența CSP-ului? Pe când el trebuie să fie garantul apărării drepturilor omului în raport cu procuratura. Și domnul Gonsam, dacă aș face o concluzie aici, este bine venit ca noi cu toții să forțăm puterea să readucă tot la abia, albia constituționalității. Și dacă o persoană a fost numit constituțional pe un mandat de șapte ani de zile, atunci trebuie să-i acordăm posibilitatea să-și ducă mandatul până la capăt. În caz contrar, nu ne place președintele Sandu. A doua zi spunem, jos Sandu. Chiar dacă mai are încă 2 ani de zile să fie președinte, nu îmi place președintele Parlament sau deputații, jos deputații, chiar dacă mai au încă 2 ani și ceva. Și lucrul acesta duce la anarhie, la haos și la nedezvoltare în orice societate. Nu întâmplător s-a spus că Procuratura este o instituție constituțională care face parte din autoritatea judecătorească și contribuie la înfăpturirea justiției. Nu trebuie puterea legislativă, puterea executivă, de adică PASO, să-și bată joc de puterea judecătorească. Dar trebuie un regim de urgență să finalizeze așa numite veting, preveting. Cuitați-vă ce a spus Comisia de la Veneția, referitor la vetingul pe care îl pregătesc puterea. Totul ce nu s-ar întâmpla, Consiliul Superior Magistraturii este organul care va numi și, va libra din funcție judecătore din sistemul judecătoresc. Orice alte comisii, în afară de CSM, sunt în constituționale. Haideți să continuăm. Avem multe știri interesante. Vinerea trecută, domnule profesor, când mulți dintre moldoveni se pregăteau să apuce de băut cu ocazia vinerii weekendului, după masă, deci, apare o știre mai mult decât atât știri, apare pe portalul tribuna.md un interviu cu Vladimir Plahotniuc. <gri> Și unii el anunță, printre altele, că revine în politica moldovenească. El nu declară cu text deschis că revine pe teritoriul Republicii Moldova, dar se implică din nou. Un interviu foarte amplu, deci nu era o frază aruncată pentru a testa opinia publică, răspunde la foarte multe întrebări. Și de atât de vinere, atunci până azi, toți ghicesc. Ce a fost asta? Ce se întâmplă? Ce urmează? Unii mi spuneau că pentru pas asta ar fi doar de salutat, ar fi binevenit pentru guvernare, pentru că au un nou sac de box. În același timp, alegerile stare tare de departe parlamentare. Sacul ăsta de box nu poți să-l folosești de azi până la parlamentare. Dumneavoastră poate nu știu, poate propria concluzie v-ați făcut -o. poate ați vorbit cu oameni mai deștept decât mine și noi și alții, poate știți ceva, nu știu. Ce credeți despre asta? Domnul Gonsa, pentru a da răspuns la această întrebare, întotdeauna fac următoarele. Cercetez trecutul acestei persoane. Cercetez trecutul când domnul Plăhătniuc era în politică. El a finalizat această, acest apogeu al politicii de Republica Moldova cu renumita hotărâre adoptată de către Parlament la 8 iunie referitor la statul capturat. În această hotărâre, Parlamentul Republicii Moldova, ca reprezentanța poporului, a adoptat o hotărâre prin care a spus că în perioada guvernării democraților, conduși de către Plahotniuc, statul a fost capturat. Punctul meu de vedere la acest capitol, Parlamentul a abuzat, fiindcă noi nu avem noțiunea de stat capturat în legislația Republicii Moldova. Este o declarație politică. Dacă era scris acolo că au uzurpat puterea în stat, era alt, altă mâncare de pește. Mai departe, tot în această hotărâre, în care Parlamentul se menționează că au contribuit la capturarea statului mai multe organe de stat, printre care, aparte, o evidențează pe Curtea Constituțională și mai jos Procuratura Generală, Comisia Electorală Centrală, Autoritatea Națională de Integritate și tot această hotărâre spun că demisia conducerea acolo, acolo, acolo. De aceea, după ce am analizat această hotărâre, care era direct adresată către Plahotniuc, am vrut să fac o paralelă cu declarația pe care a făcut-o Plahotniuc că se va reîntoarce în politică. Eu sunt de părerea că această declarație, că se reîntoarce în politică, are drept scop de a cimenta în opinia publică ideea că pe când era plahotniuc în țară, era ordine. Când a venit pasul, e disordine. Când era plahotniuc în țară, autoritățile publice, chiar dacă, cum spune plahotniuc sau cum spune opoziția, erau capturate în ghilimele, Uitați-vă după ce au venit PASO, suntem marturi a decapturării? Fiindcă ne reîntoarcem la fiecare în aceste instituții care au spus că au fost capturate de către Placotniuc. Prima, Parlamentul. Parlamentul nu mai este nicio reprezentantă a democraților. Majoritatea aparține pasului. 63 de mandate. Facem concluzia, Parlamentul e capturat de pas. 63 de mandate aparține pasului. Mai departe, în perioada lui Plahătniuc, președinția e aparține democraților? Nu. Socialistilor, în frunte cu Dodon. Cineva vă spune că Plahătniuc l-a capturat și pe Dodon. Cineva așa vă spune. Prin intermediul celui culioc, care nu îl vedem. Dar în prezent, președinția cu ei aparține? Pasul, în frunte cu Sandu, e capturat de pas. Mai departe, în perioada guvernării lui Plahătniuc, guvernul era condus de către Filip. Miniștei Filip și așa mai departe. Însă, facem o comparație dintre miniștrii conduși de către Filip și miniștrii conduși de către Gavriliță. Sunt două lucruri incomparabile de punct de vedere profesional. Al lui Gavriliță, slab totalmente, slab. Nici clasa întâia. Al lui Filip, cei mai buni, plasați în funcția de miniștri. De ce din punct de vedere să vedem care a fost capturat? Unul spune că e aparținea lui și să vedem în perioada respectivă, cum spunem noi, guvernul a fost capturat. Cetățenii trăiau mai bine sau mai rău din punct de vedere al serviciilor comunale, prețurilor, etc. și guvernul condus de Gavriliță în perioada 2022. Oamenii trăiesc mai bine sau mai rău? Toți vor spune că mai rău. Fiindcă așa este guvernarea. Mergem mai departe. Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a spus că e capturată de către Plahatniuc. Acea curte Constituțională a adoptat și multe hotărâri extraordinare. Eu am criticat-o foarte dur și am spus pleci în demisie în legătură cu ultimele decizii. Ultimele decizii. Ultimele decizii. În rest, i au fost o curte profesională. Actuala curte Constituțională e capturată de pas. Fiindcă, v-am dat exemplu cu legea cu privire la procuratură. Dacă curtea Constituțională, condusă de domnica Manole, cel puțin se aducea aminte pentru ce a fost numit judecător la Curtea Constituțională de a fi garantul supremației Constituției și în Constituție scrie că numai Consiliul Supremo al procurorilor poate să înainteze candidatul la funcție de procuror general, atunci ar fi stopat concursul la funcție de procuror general și nu ar fi permis să ajungem în mucirla în care ne-am pomenit noi, în mlaște, în a dată, vinovatul principal e Curtea Constituțională. Însă Curtea a tăcut 8 luni de zile. Și din ce cauze? A primit comanda politică. Ce vreți să spunem? Că Curtea Constituțională e capturată de pas în prezent? Orice act pe care adoptă Parlamentul, Curtea îl păstrează că e constituțional. Ne întoarcem mai departe. Procuratura. Procuratura, cum spune, că a fost capturată dita mai de către Plahatniuc. Și uitați-vă, Harunjen era omul lui Plahatniuc. Așa scriau toți. Toți tabloidele. Domnilor, dacă procuratura era capturată de către Plahatniuc, în frunte cu Harunjen, 3 ani aveți la dispoziție. Ați avut mai mult de trei ani. Uh, unii Unii dosare penale împotriva lui Harunge. Cel puțin unul. Eu vreau să văd lucrul acesta. Dacă nu-i niciunul și spuneți că e omul lui Placotniuc, atunci care a fost sensul să-l destituiți din funcție? Care a fost sensul să-i faci această presiune asupra lui? Mai departe, uitați-vă procuratura în prezent. Ce face puterea? modifică legea cu la procuratură în așa fel că prin intermediul legii capturează procuratura. Își plasează oamenii lui în CSP, CSP-ul desemnează candidatul la funcție de procuror general în pe care doresc ei. Asta e. Și după ce îi numesc, îi folosesc, după aceea îi deschiditează public. Procuratura în prezent, la fel, e capturată de către pas. Deoarece CSP-ul este preponderent condus, nu condus, dar afiliat politic pasului. Mergem mai departe, CSM-ul, domnului, în frunte cu Dorin Musteață. Adiceți-vă voi aminte cât au criticat opoziția, numirea dumnealui la, funcția, la, la Curtea Supremă de Justiție. Pasul ce a spus? Sore, omul nostru. Cum vreți să spunem că CSM-ul nu-i capturat de pas în prezent? Mergem mai departe. Ministerul de Interne, nu-i condus de către omul pasului. Șeful uh, sau inspectorul uh, general de poliție nu-i condus de... Mergem mai departe. La, ce, la Comisia Electorală Centrală. Spunem depolitizarea comisiei Electorale centrale. Oare nu sunt oamenii nu mai a pasul acolo? Și acum facem o comparație. Care, când este statul capturat? În ghilimele vorbesc. Atunci sau acum? Însă ultima ce vreau să vă spun că oamenii care au fost a lui nu în ghilimele și care s-au dat cu actuala putere, i-au păstrat în funcție. Uitați-vă, guvernatorul băncii naționale, executând tocmai cursurile euro sus, jos, cei de psihotare de acum, diaspora spune, domnilor, în Înainte era 22 de lei aproape euro, acum e 18 mai jos ca dolarul. Vă luviți din nou în ceea ce nu trimitem acasă și pe rezultatul respectiv sau pe diferența respectivă, unii se îmbogățesc. Cineva vă spune fluctuația internațională, curs, dolari, etc., etc., însă politica băncii naționale este de așa natură ca să păstreze puternic euro cu un deficit sau cu o inflație e enormă. În această perioadă prețul a crescut de 3-4 ori. Este imposibilitate. Hai mergem mai departe. Tot în această hotărâre a statul capturat, figurează două dosare de bază. Primul dosar e legat de furtul miliardului și a doilea de landromat. Tot în această comisie, în hotărâri spune că se creează comisii speciale prin care se investigheze cum s-a furat miliardul și cum a avut loc spălătoria rusească în Republica Moldova. Știți ce fac actuala guvernare? Prin procurorii lor generali care au o numit în funcție. Pe cei 16 judecători care în i-a pus sub învinuire sau cel puțin nu i-am ridicat imunitatea fiind membru acestei CSM, am riscat cu lucrul acesta, actual guvernare scoate de sub urmărire și înseamnă că Republica Moldova n-a avut loc la Fiindcă nimeni nu poartă nicio răspundere pentru așa ceva. Chiar dosarul penal scris acolo că trebuie să fie examinat regim de urgență, uitați-vă domnilor, gata, e bășit, egal cu zero. A doilea, furtul miliardului. Drăgălin spune că nu poate examina acest dosar fiindcă nu are competenți procurorii în cadrul procuraturii. La fel, finalitatea va fi zero. Și dacă fac o concluzie, atunci pasul a capturat tot la 10. În toate organele de stat. Și cel mai rău este că ei spun că acționează democratic în conformitate cu legea. Nu, domnul Gonța. Dacă ar fi fost un partid autentic, democratic, atunci mimările la funcții nu, sau la concursuri respective nu erau mimate, nu erau numiți persoane numai pe criterii politice de pas, și gata, dar Republica Moldova ar fi fost numiți în funcții profesioniști, fiindcă profesioniștii sunt rarisim în Republica Moldova. Dacă ai, fii bun și numește numești în funcție. În caz contrar, foarte bine se manifestă în privat. Și Ultima concluzie, Plahotniuc. Adică după ce am trecut în revistă și a făcut această comparație, Plahotniuc și Maia Sandu, eu un balanța spre pas ca capturat tot. Dar această capturare a făcut-o făcut prin votul poporului. Votul poporului i-a acordat acest drept să captureze. Și, fiind partid politic, peste tot și-a pus oamenii săi. Însă, ce mai mare grav sau ce mai gravă greșeală care face actuala putere, a capturat puterea judecătorească. Poporul nu i-a delegat lucrul acesta să o captureze, fiindcă puterea judecătorească este garantul independenței tuturor autorităților publice, că ele dacă președintele, parlamentul, guvernul abuzează, puterea judecătorească dacă este independentă îi pune pe toți la punct. Plahătniucă. Eu, prin acest mesaj, vreau să înțeleg două lucruri. Primul, fi că acest mesaj nu l-a scris Plahatniuc și ca rezultat, actuala putere, prin oamenii săi, prin trorii săi, au scris acest mesaj ca să arate că în Republica Moldova sunt partide politice și lideri politici pe care o să-i finanțeze Plahotniuc. Prima idee care au apărut, a doua idee care au apărut, care este interesul lui Plahotniuc și a poziției lui politice, că vrea în Republica Moldova să formeze un fel de umbră a lui Plahotniuc și să spună că oamenii mei vor veni la putere, așa că eu când am să dau semnul, atunci voi să-i votați. A treia pe care eu îl văd din acest mesaj, din intimidare a actuale guvernări. Și a patra, așa cum a spus Sergiu Mocan la dumneavoastră emisiune, el a spus, pasule, vă rugați-vă ca plahotniuc să nu vină acasă. Că el așa se spune despre fiecare voi în parte, de trecutul vostru, că vă nu o să fiți bucurosi, la faptul că l-a spus pe placa acasă. Și de aceea aceste concluzii până ce sunt yeah. de așa natură că nu trebuie să găsim în cărță, în raport cu mesajul pe care l-a transmis Plahatniuc prin rețele de socializare. Ce știm noi sigur însă este că trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul profesor, revenim la Plahotnic Și nu doar. Uh, înainte ca Vladimir Plahotniuc să dea interviul pe care l-a dat, vreo două zile înainte sau trei, a venit o știre bombă, zic unii, de peste ocean, anume din Statele Unite, și anume sancțiuni americane contra lui Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Uh, și pentru că moldovenii deja percep și de sancțiuni internaționale, tot s a dat cu părerea, dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Care sunt efectele juridice în țara noastră ale acestor sancțiuni economice ale americanilor contra lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Uh, pentru că parcă nu-i clar nimic. Pentru Republica Moldova sancțiunile respective se egalează cu zero, cu o singură condiție. Dacă Șor și Plahotniuc n-au capital de la Republica Moldova împreună cu anumite companii americane. Asta e condiția. Dar, dar, uh, statul americii include în această list listă Magnitsky pe persoanele care le consideră că sunt, uh, care au luptat împotriva democrației, statul de drept, spălare de bani, corupere, uh, uh, terorism, etc. etc. Uh, statul americii uh, uh, au legislația aparte, referitor la sancțiunile care pot fi puse în raport cu anumite categorii de persoane. Nu e obligatoriu să fie o hotărâre în de judecată. Aceste sancțiuni poartă mai mult caracter politic, dar pentru SUA sunt și consecințe juridice, fiindcă se îngheață capitalurile și se încalcă libertatea circulației acestor persoane în raport cu SUA. Asta e. Ce -ă, sancțiuni sau aceste sancțiuni o parte din politicieni au spus că trebuie să fie transpus în și Republica Moldova. Opa! Și iată a venit decizia Comisiei Situații Excepționale de la Chișinău. Citez exact. Activitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru companii, pentru campanii, probabil au vrut să scrie companiile persistente de influențare malignă și acte de corupție, va fi strict monitorizată și în Moldova. În acest sens, Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat un șir de decizii care vin să transpună efectul sancțiunilor impuse de către biroul american la noi. <laughs> Ia și-a depășit atribuțiile. Comisia Situații Excepționale. Comisia Situații Excepționale a fost uh, introdusă să stare de urgență în legătură cu criza energetică. Sancțiunile au avut legături cu criza energetică nici o legătură nu are lucru. De aceea, comisii situații excepționale, prin astfel de e, hotărâri pe care le adopte, încalcă flagrant drepturile omului. Flagrant dreptul persoanelor juridice. Fiindcă în Republica Moldova, slavă Domnului, puterea care poate sancționa persoana fizică, persoana juridică, este puterea judecătorească. Și deci au substituit puterea judecătorească. Aveți perfect dreptate pentru a aplica anumite sancțiuni de natură, privare de libertate, de natură pecuniară, de natură arest de conturi, etc., etc., atunci trebuie să ai o hotărâre a instanței de judecată. Dar, neavând un de, o astfel de hotărâre, omul se bucură de principiul prezumției nevinovăției. Și dacă va rămâne în vigoare o astfel de hotărâre, aceasta deschide cutia Pandorei ca Republica Moldova să se implementeze anul 1941 și 1949. Când cei care nu erau cu puterea comunistă, cei care gândeau altfel, să fie incluși în așa listă magnischi a Republicii Moldova printre mediul comisiei situației excepționale. Eu sunt de părerea că Republica Moldova încă este în vigoare Constituția Republicii Moldova, Comisia Situației Excepționale se conduce sau trebuie să conducă de legea supremă și ea poate să limiteze un drept sau o libertate numai legat de starea de urgență care s-a introdus. Dar dacă dorește să sancționeze, atunci trebuie să o facă pe intermediul organilor care sunt abilitate cu dreptul de a aplica puterea de stat. Domn profesor, dar cum rămâne cu așa numită parte morală a monedei? Noi ce câștim știm că ăștia, ăștia, doi, Ilan Șor și Vladimir Placoniu, că băieți răi. Nu e nicio decizie a instanței, doar la Ilan Șor în prima instanță. Dar noi avem percepția asta publică. Ei sunt băieți răi. Și parcă ar trebui să aplaudăm decizia Comisiei Situației Excepționale. Domnul Gonța, și eu sunt tratat de un rău, rei sau rău sunt. De alții, încă și mai rău. Deoarece oamenii independenți și puternici, nimănui nu-i plac. Sunt cu un comos pentru toți. Dar aceștia întotdeauna au verticalitate și aceștia întotdeauna se spun adevărul. În raport cu plahătniuc și șor. Domnilor, nu suntem stat? Sau suntem, știu, așa, o roată de la căruță? Fiindcă statul presupune că tu ai organele sale care aplică forța coercitivă. Față de oameni răi, Există mecanisme naționale și instrumente statale ca pe cei răi să se bagi la pușcărie. De aceea, sunt de părerea că atâta timp cât în raport cu Plahotniuc și în raport cu Șor nu există o sentință definitivă și revocabilă din partea instanței de judecată. Orice diagnoză că e rău, că mai puțin rău, Că e contrabandist, că e oligarh, că a capturat statul, sunt egale cu zero pentru mine ca și jurist. Poate pentru politicieni? Legea penală, Constituția, li zero. Pentru mine nu. Fiindcă dacă noi nu vom avea un pilon după care să ne conducem, noi toți în această țară o să fim declarați rei și suprarei și puterea actuală va veni peste noi cu lucru, cu astfel de hotărâri ale Comisiei Situației Excepționale și se va întâmpla cam 41 sau 49, privare de libertate, naționalizarea proprietăților și tu dacă mai tai sau, sau, dacă nu gândești ca și noi, atunci în general s-ar putea să te expulzem unde, să ne gândim undeva, numai că Republica Moldova n-are un expulza. Asta e. Numai privațiuni de libertate în penitenciarele care sunt tare degradante sau degradate în Republica Moldova, care nu corespund nici pe departe cu uh, standardele Uniunii Europene la acest capitol. De deci, pe mulți cu dosare cu îmbogățire ilicite i-au trecut la tăcere, iar aspectul acesta cu moralitatea, ca această percepție că ei sunt răi, că i-au furat miliardo, domnilor, haideți până la urmă să forțăm procuratura, haideți până la urmă să forțăm instanța de judecată, hai până la urmă să dăm acest produs al societății, o sentință și în sentința respectivă să fie scris negru pe al. Ce a comis? prin ce probe se confirmă că a comis și care-i pedeapsa. Dar mai mult ca atât, în acest proces trebuie să fie garantat la toți, nu contează că e șor, cărnați, gonța. Principiul prezumției nevinovăției, dreptul la apărare și dreptul la apel și la recurs atunci când nu ești de acord cu această sentință. Și să fie respectat principiul publicității, adică ușilor deschise. Să nu se, se întâmple cum s-a examinat dosarul în raport cu filat, cu ușile închise. sau au un raport cu șor, dacă nu vorbim prima, prima instanță sau în prezent acum avem 80 de ședințe la curtea de apel. Să fie public fiindcă instanța de judecată e finanțată de către cetățeni. Cetățenii trebuie să vadă cum se aibă loc această, cum are loc această judecată. În caz contrar, noi facem o pseudo dreptate ce pe departe de justiția sau de adevărul care trebuie să fie demonstrat în instanța de judecată. Domnul profesor, un om drag mie m-a rugat să vă pun următoarea întrebare. Deci, după anunțul americanilor, Doamna premier și domnul ministru al justiției au făcut o conferință de presă și domnul ministru spune așa De azi înainte, orice tergiversare, amânare a ședințelor de judecată pe cazurile celor vizați vor fi calificate de complicitate la infracțiune. Am auzit și eu. În serios, asta este declarație dure, foarte dure astfel de declarație poate să o spună numai omul, politicianul care este frustrat. Politicianul care arată că nu știe în ce funcție a ajuns. Domnilor, elaborați politici în domeniul justiției. Asta e destinația Ministerului Justiției. Elaborați legi calitative. Prin astfel de declarație este o ingerință directă în actul de a făptui justiția. Și într-un stat de drept, astfel de declarații, îl pune pe procurorul general să se autosesizeze, fiindcă ministrul justiției Litvinenko a abuzat. A abuzat în ce sens? Complicitatea la săvârșirea infracțiunii este reglementată negru pe alb codul penal. Făcând o astfel de aluzie că dacă nu examinezi în termen, ești complice la furtul miliardului, în baza, pe ce lege te-ai ministrul justiției? Și după astfel de declarații, tu ceri ca toți cetățenii să ne cunoască legislația de Republica Moldova? Pe când tu trișezi, trișezi, spunând că uitați-vă, dacă nu faceți cum eu vă spun, gata, complice, ce mâine procurorul Munteanu, dosar penal, va cere pentru faptul că ați tergiversat, iar CSM-ul vostru va ridica mâna pentru ridicarea imunității unui astfel de judecător. Nu! Puterea judecătorească este una din puterile de stat. Și orice indicație din partea puterii executive poate fi calificată ca ingerință în actul de înfăpturie a justiției. Iar Constituția, căci și codul penal, pedepsește persoanele pentru ingerința în actul de înfăptuire a justiției. De ce e bine ca domnul Munteanu să vă autosesizați la astfel de declarații pe care le-a făcut ministrul justiției. Și să vedem cu ce s-a finalizat acest dosar. Chiar credeți că o să autosesizez? <laughs> Uitați-vă că a făcut o introducere mai înainte că e omul lor, Munteanu, omul numit pe criterii politici. Uh, Șorș Placotniuc, dacă vor să conteste sau asta nu o să mai conteste, tot ce e americanilor, chestie sfântă și nu spune la îndoială. Sau este, nu. O să plângă la ce sau nu? Amer Americanii au suveranitate, au independența lor. Și de obicei, justiția americană, nu știu cum, parcă este de, o, de una internațională. Cu toate că trebuie să limiteze la hotarele statului Americii. Aceasta este una din principiile dreptului internațional public. Dar aceasta e decizia statului de Americii, această contestare poate să o facă plahotniuc și șor în instanțele din SUA, și să ceară criterii după care americanii i-au introdus în lista Magnitsky. Fiindcă dreptul la apărare și în America, cât și în Republica Moldova, este garantat fiecare persoană. Dar e clar că n-au niciun sors, nicio șansă. De obicei, cei care se introduce în lista Magnitsky o fac, nu, nu conteste. Aceasta este una din deciziile politice. a mm. americanilor și vor spune în felul următor că noi am la concluzia că tu ești neprieten cu democrația, cu drepturile omului și asta au fost criteriile în baza cărora v-am introdus în lista Magrinski. Însă această listă s-ar putea ulterior să se modifice, tot după criterii politice, fiindcă anterior nu cunoaștem prea bine că Plahotniuc stătea foarte bine cu mulți senatori din SUA și scoaterea, introducerea în lista Magrinski foarte mult contează de poziția americană în raport cu această persoană. Dacă va avea nevoie de ea pe viitor ca să influențeze anumite politici din Republica Moldova, cred că îl va scoate. Dacă va avea nevoie ca actuala putere să se consolideze în Republica Moldova pe fenomenul Plahotniuc și Șor, cred că încă o să include în lista aceasta Magnitsky, fiindcă ea, cred că aceste persoane merită în lista Magnitsky, cred că la nu lui Maia Sandu și nu întâmplător și domnul Munteanu a ajuns procuror general interimar, fratele știți cine este. <laughs> nu știu. Lucrează la da, Fundația Soros din Republica Moldova. Dar mm. dumneavoastră vă aduceți aminte că autoritățile noastre au solicitat americanilor ca în lista asta Magniscă să fie și Platon, Vecioslav. Mm. Asta de mm. jumătate de an în urmă sau mai puțin. Uh, Uitați-vă că Platon încetul cu încetul cade în desuititudine. Se uite despre ea. A plecat, bine, mersi. Uitați-vă că în lista aceasta americanilor nu, se, nu figurează Platon. Nu scus faptul că actuala putere a găsit limba cu mână cu Platon. Uh -huh. nu Platon. Oh. Nu scus acest lucru acela. Nu scus, fiindcă în lista Magnitsky americanilor cred că au nevrit persoane care i-au dorit actuala putere. Le-au dorit. Fiindcă Temeiul de a fi introdus în lista magnitsche a americanilor, colaborarea ceva cu Federația Rusă. <laughs> Dar cunoaște prea bine, că și domnul Paton a avut anumite afaceri pe acolo, așa se, se bănuiește. Uh -huh. de, de aceea, pentru mine, nu pot da o explicație din ce cauză unii ajung în lista magnitsche, <laughs> iar alții nu ajung. E criterii selective, cred că. Dar eu condamn orice duplicitate, orice dubli standarde, asta nu e pentru mine. Ori toți, ori nimeni. Haideți să piculeți la proteste din Chișinău. Recent poliția a găsit vreo 3 milioane și ceva de lei la sediile anumitor formațiuni. Șor spunea că băieți, acolo erau mai mulți bani, unii bani. banii. Pe care procuratorul a anunțat astăzi 4 milioane și dar tot. Da, e comic. iertați-mă, dar chiar e de râs. Așa. Și aici e clar deja că partidul Șor nu mai are nicio șansă. E scos în afara legii după, sau, după ce s-au arătat pozele alea cu și cu bani, cash. Referitor la partid, e poziția mea. Eu sunt împotriva scoate în afara legii a oricărui partid. Partidul înseamnă oameni. Nu înseamnă numai conducerea partidului. De aceea, dacă vorbim despre finanțare a partidelor politice, atunci procuratura, poliția, ministrul justiției trebuie să declare în afara lege pe toate partidele politice. Fiindcă la toate găsești finanțare care nu poate fi argumentată. Cineva va spune că aceasta, uitați-vă, este în conformitate cu legea, eu nu. Dacă vorbim despre scoaterea fază în afară lege, în afară de șor, socialiște, parcă democrații, de ce democrații nu scoți în afară lege, parcă o să capturați statul. Deci, cauză comuniștii, Partidul Comuniștilor, nu, a scos în afară lege, parcă spunem că 8 ani de zile Voronea au uzurpat puterea în Republica dictatură. Moldova, cu dictatori, oameni buni. Deci, cauză, nu mai vorbim de unii partide, acum ruse care recent s-au înființat în Republica Moldova, și încă nu clar pe baza pe cărui bani s-au înființat și funcționează. Haideți să nu aplicăm noi duble standarde. Dacă punem în oala cu proveniența neclară a banilor, atunci trebuie să facem raport cu toate partidele. Dar, ce s-a descoperit din partea organului de drept, 3 milioane, 4 milioane, și asta este foarte grav, foarte grav, și dacă sunt persoane care au adus bani și au corupt, avem Serviciul de Informație și Securitate, Procuratura, Poliția, documentați și trimis în instanță de judecată. Eu nu tolerez. Eu nu sunt accept să închid ochii dacă au folosit mecanisme ilegale în e, manipularea publică. Nu. Dacă s-a descoperit, atunci trebuie să porți răspunderea. Banii care au fost descoperiți trebuie să -ți fie naționalizați. Adică trimiși în bugetul de stat. Și ideea aceasta cu 3 sau 4 milioane și a atras atenția. Ce, un milion de acum l-ați spus în buzunar? <gâng> Tot așa și cu, narc cu narcoticele de uneori. Sunt reținuți cu un kilogram, după aceea spune că am documentat numai jumătate. Ca ulterior, unul dintre ele să reapare pe piața uh, droguri de Republica Moldova. Și la acest capitol sunt probleme. De aceea, eu sunt de părerea că Republica Moldova s-a creat ca și stat cu scopul de a garanta pluralismul de idei și pluripartitismul primele modificări la Constituția Socialistă din 1978 a fost excluderea unică sau excluderea că unica ideologie este ideologia Partidului Comunist și s-a introdus principiul pluripartitismului. De atunci până în prezent, dați-mi un exemplu, care partide au fost scose, scoase, în afara legii? Timp de 30 de ani. O singură exemplu avem, atunci când a fost scos din cursa electorală, un partid care de șanse reale să ajungă în Parlament. Partidul Renato Sad. 2014. Și unicul membru a Consiliului Comisiei Electorale Centrale, care a votat împotriva scoaderei din cursă electorală, a fost Ștefan Uritu. Eu mă bucur, eu mă sunt mândru cu aceasta. Dar procuratura nu a investigat până în prezent care sau pentru ce sume s-a votat această hotărâre de a fi scos Renato Usată din curse. Nu știu la ce doamne perioadă, că nu greșesc. asta vreau să vă aduc. De ce procuratura, dacă vrea cu adevărat să facă lumină la acest caz, având hotărârea Curții Europene a drepturilor Omului pe care nu ne-a pedepsit pentru faptul că Renato Usată în 2014 a fost scos din curse electorală, trebuia să se autosesizeze, să ia hotărârea cecului, ce spun, domnul? Președintea Comisiei Electorale Centrale, Ciocan, Ciocan, da? Ciocan. Așa, membrii următori au votat următoarea hotărâre. Ei vor spune în următor că e organ colegial și în organul colegial nu se răspunde individual. Da, cu singură excepție. Dacă nu se demonstrează la mijloc că a fost corupție, adică pentru votul exprimat la Comisia Centrală, cineva nu a luat mane, mane. Și uitați-vă, cine a beneficiat de scoate din cursa lui Renat Ousate atunci? Cine? Dita mai Dodon. Președintele sau socialistul de atunci. Haideți să vedem. Legătura dintre Dodon, hotărârea cecului și scoate din curs a Renat Nimic. Nimeni n-a făcut lumină pe acest dosar. De aceea eu sunt de părere. Când prezent dacă s-a documentat, au văzut, au descoperit banii, dar să nu fie acolo 3 milioane sau 2 jumate, toți banii care au fost reținuți să fie de acum naționalizați sau trimiși de acum transferați la bugetul de stat al Republicii Moldova. Ce toate persoanele care au adus bani, care au finanțat, care au contribuit la corupere, toți identificați și trimiși în judecată. Și după aceasta sunt sigur că partidul Șor se va curăța. Se va autopurifica. Fiindcă, văzând că puterea nu glumește, aplicând în tocmai legea față de toți, vom disciplina pe toate partidele politice. Și ca rezultat va câștiga statul Republica Moldova și cetățenii. Fiindcă ce se întâmplă cu finanțarea aceasta străină a unor partide din Republica Moldova este o schidare, crasă a independenței și suveranității Republicii Moldova, fiindcă este o implicare directă a statului străine în Republica Moldova și prin influența politică pe care o face Republica Moldova poate aduce la guvernare partidele care să reprezinte interesele lor în Republica Moldova. Dar aceasta intră în contradicție cu caracteristica statului și anume de, cu o contradicție cu suveranitatea. Ceea ce înseamnă că în interiorul Republicii Moldova Unica autoritate de a rezolva problemele interne și externe a statului este statul Republica Moldova. Dar nu trebuie să fim siguri că cei care au ajuns în conducerea statului, cei care există puterea de stat, anume PASO, în prezent, nu sunt oamenii unor țări străine plasați temporar în aceste funcții de conducere de Republica Moldova. Nu reprezintă interesul acestor state. În caz, dacă este așa, atunci s-a furat de la popor dreptul suveran de a se autoconduce pe acest teritoriu. Nu criticați guvernarea pentru că știți vorba aia despre pas ca despre mort sau de bine sau de loc. <laughs> Domnul Gonță, dacă noi nu am promovat libertatea de exprimare, libertatea de gândire, atunci putem să punem punct pe democrație, putem pune punct pe statul de drept, fiindcă ne reîntoarcem la Partidul Comunist care a fost până în 1000 sau până în 2009 în Republica Moldova. Când Voronin a condus Partidul Comunistilor, tot a fost Partidul Comunist. Și dacă este așa, atunci care e deosebirea dintre PAS și Partidul Comunist? Nici o deosebire. Dar noi, ca și stat, ne-am creat pentru a garanta dreptatea, libertatea, inclusiv libertatea de exprimare. Le place pasul sau nu le place? De multe ori eu ascult critica care o face în raport cu mine și mă perfecționez. Așa bine ar face și guvernarea. Să asculte critica care este independentă și în ce de urmă să adopte actele puterii de stat în interesul cetățeanului. Sperând că va fi așa, eu din păcate trebuie să vă anunț că noi am epuizat timpul, domn profesor. Așa repede, de am de, de, <laughs> de acord, absolut de acord, dar asta e. Eu vă mulțumesc, domn profesor, Cu că ați fost la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.